Bună ziua, dragi prieteni! Dragi prieteni, nu vă mai lăsați mințiți și nu vă mai lăsați duși de către cei care ne-au condus prin rotație 35 de ani. Uitați-vă clar și trageți singuri concluziile la ce s-a întâmplat sub conducerea lor. Suntem datori cu 200 de miliarde, 6 milioane dintre noi au plecat, ne vindem pământurile. Același lucru vor face în continuare pentru că de asta au fost puși acolo, împotriva noastră. Trebuie să conștientizați asta și să găsim împreună soluțiile pentru a ne opune, pentru că altfel își vor îndeplini planul. Asta vrem cu toții? Trebuie să vă opuneți, trebuie să discutați între voi, trebuie să găsiți alte soluții, trebuie să puneți oameni care au demonstrat, să îi alegeți oameni care au demonstrat până acum că au făcut ceva și nu pentru chivernisirea proprie, ci pentru oameni, pentru a apăra legea, pentru oameni în general. Nu-i mai lăsați să facă asta. Suntem nebuni, o să dispărem. Trebuie să... Numai noi putem găsi soluții, pentru că noi suntem cei care avem probleme. Ei n-au nicio problemă, ei ne fură și ne duc unde i-au antamat ăia de la Bruxelles să ne ducă.